Chat, salutare! Bine am găsit la un nou episod. Mă, în mod normal aș fi zis oarecum pas când văd 6 kill-uri, dar dacă știți că are și 3 puncte capturate și 4000 și ceva de puncte, deja te gândești că na, trebuie să fie mai bine ia tot replay-ul. Și, na, și 3 asisturi, așa că nu uităm. 11 minute, vreo 10, realist vorbind, că știți că e perioada aia de început și nu mai știu care e de sfârșit, dar nu contează. La aia de sfârșit nu conta decât vreo 10 secunde sau ceva de genul. Da, plus minus un minut. Deci 10 minute face 4000 de puncte, ceea ce e aoleo, chat. Ready for the premium, boy? Ia să vedem cum merge cu Panzer Batalionul. Am murit de 3 ori, deci o să joace și altceva, numai ăsta. Da, haideți să vedem că a făcut puncte multe. O luat omul meu la... O capturat la greu. Semnul ăla de stop pus așa, numai ca să-ți dea prioritatea care vin din stânga. Trebuie să-l pui în dreapta, să-ți dea prioritatea care vin din dreapta, știi ce zic. Ok, nu am înțeles ce s-o putea aici. Mă, meciul pe realistic, lăsăm markerele pornite ca să vedem noi, să comentăm mai ușor. Știți voi că el n-ar avea cum să le vadă în timpul meciului, da, da, da. Povestea. O, intrat în punct, o atins punctul. Că iarba nu avem de unde să știm dacă a atins-o. Ca la mine, de altfel, n-aveți unde să știți dacă am ieșit pe afară sau prin iarbă. La viața mea. Glumă, la viața mea. Hai mă, că l-ai văzut în stânga. L-ai văzut, deci dacă nu l-ai văzut pe ăsta în stânga. Sincer. Literalmente. Deci pe ăla îndreaptă și ăla s-a văzut la început. Da, și Wolf pe deci dacă Wolf pe ăla nu l-ai văzut pe jumate de ecran, nici chiar jumate de ecran, dar ați înțeles, băi. Ce să zic? Puțin skill-ișul la început, dar vedem în continuare. Vezi, dacă așa stă încăr premiu, mai ca cu puma. Ai mort, nu. Și nu zic pentru că era markerul roșu, dar se vedea. Hai, bull pepo. Mare ciudă pe el, vrea să-și dea revenge-ul. ZTZ-ul ăla se vedea. Se vedem, da. Până scobul, vezi că știi. Mă, chat, de câte ori v-am zis eu la viața mea să puneți scobul ăla nenorocit. Ia ziceți voi. De câte ori v-am zis să puneți scopul și nu l-ați pus, măi. Pune scopul, mă. Ce nu vreți să puneți scopul? Nu bate Dumnezeu. Da, artilerie. Am crezut că e în elicopter ceva. N-am căci, nu ascult, n-am de să aud dacă are, se aude sunet de... Dacă s-ar auzi un sunet de elicopter, na, ați prins vă ideea. Mă, două puncte capturate, două kill-uri în assist, dar mă aștept pe final de meci să fie mai bine. Acum se arată.
Opa, opa. Așa, vezi? Frumos. E satisfăcător să iei pe fraieri, să le iei laterala. Știu, dar mai trebuie să punem și scope-ul. Da, deci mai mult randament a dat cu puma, leopardul a fost cam degeaba. Și de asta, copii. Nu știu ce vreau să zic. Dați randament mai bun cu tankurile detected decât alea premium. Aș zice. Acum, cu ce să nu trea? Sau cu Panzer Batalion. Sau cu un al treilea ta. Aoleo, mam. Bicicleta aia, dacă ți se spart roțile de la tanki de pe bicicletă, știți? Clar de aia și-o la bicicletă. Mi 24 acolo în depărtare, în zare. Bră. Bă, cât pen ai pe ăsta? A, 48, ai săgeata bună. Ai văzut că replay-ul nu pușcă cu realitatea, că s-o arăta că s-a dus ca naipa proiectilul. Bă, s-a dus cu kilo. T72 B. Presupun că-l mai moară și pe ăsta și ia punctul. Hai că s-a văzut. Acum am atras, sincer, am chiar s-a văzut. Ai luat verticalul, horizontalul. Și frumos la driver, foarte bine. Ce să citim chat-ul? A, nimic, credeam că se înjură oamenii, dar nu se înjură. Nu-s prea mulți români în jocul ăsta, nu, ce să zic. Mă, și cam atâta, cred că e, așa? În rest, mers în spawn și mai tras câteva și luat asisturi, așa e? Da, să mai iau un asist. Urât, e luat unul. Aici ai fi zis că e kill-ul lui, așa e? Dar nu e kill-ul lui. Dreapta, dreapta, măi. Ma, cum nu-i vedeți? Cum nu-i vedeți? Ha? Și l-a omorât un turm, stă. De unde l-a omorât un turm, stă, bro? Ha? Mă, ce? Și-o dat bailout el? Da, cred că și-o dat bailout el. Aaa, și luase nuke-ul, mă. Mamă, ăsta-i match de nuke, bro. La rank mare, nici nu așteptam. Wow. 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 Nu vreți să știți cât de surprins sunt. Și am știți că totul depinde numai de inamicii care se respawnează. Ma. Bro. Sunt 4 asisturi, 6 killeri. Și-o și murit de 3 ori. Și meciul ăla meu, ați văzut, am făcut 13 killuri și atât, restul clean. Și de-abia atunci am putut să fac. Wow. Bine, are 3 puncte capturate, na. Ai deja... Stonks. Wow. Wow, wow, wow.
Măi, când s-au respawnat așa mulți inamici, mă? Ați văzut, când ne-am uitat noi cu spectator, nu erau. Mamă, cum arată nuke-ul ăsta. Mă, ce să zic, chat? Interesant. Nu mă așteptam. Chiar m-am așteptat să fie nuke. Era în ceva gen, a, 6 kill-uri. Asisturi, hai că-s multe puncte capturate, multe puncte făcute în meci, dar mă așteptam să se adune suficient de multe puncte pentru nuke, bro. Ei. Na, ce să zic? Na, ziceți și voi ceva, că nu știu ce să mai zic. Surprinzător. Băi, ce fain se vede. Așa-i? Vede făinuț. No, bun chat. Mă, stai replay-ul. O să dăm să vedem nuke-ul. Vă dați seama. Și da. Uite-l cum pica. Surprinzător, sincer. Chiar surprinzător. Și pică fix în B, așa e? Aproape. Mamă, cât de departe s-a dus. Acolo a picat. Ești prea aproape de nuke să-ți salvezi pielea. Și a făcut boom. Wow. Uite ciuperca. Uitați ciuperca, chat. Frumos. Mă, ce să zic? Surprinzător. Nu mă așteptam. Și începeau și să piardă oarecum, dacă v-ați uitat. Puteau inamici să captureze dacă erau mobilizați. Și îmi place că a zis bunicel și omul meu a dat nuke-ul. Wow. Wow, 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 chat. Mă, ce să zic? Ăsta e replay-ul. De nu mă așteptam să văd replay cu așa de puține kill-uri. Da, am făcut mai multe puncte capturate. Ce-i drept. Și să aibă nuke. Wow. 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 Nu mă, chat. Asta e replay-ul, vă salut, ciao.